Gura mea să vestească lauda Domnului și orice făptură să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt în veci de veci. Dumnezeul nostru cel mare, care ne s-a făcut de cunoscut, merită să fie lăudat, dacă nu putem de la adunare prin casele noastre. Și dacă nu vă putem binecuvânta, cum spune psalmistul, în casa Domnului, vă binecuvântăm în casele dumneavoastră. Să fie cercetarea Duhului Sfânt peste toți. Mărit să fie Domnul. Aș vrea acum să deschidem Cartea Sfântă la Coloseni, capitolul 1. Voi citi ultimele două versete. Pagina 1155. Pe el îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Lăudat să fie Domnul! Dragii mei, în această seară vreau să observăm din Scripturi cum poate să ajungă orice om desăvârșit în Hristos Iisus. De aceea recitesc versetul 28. Pe el îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om, e prima mențiune. Și învățăm pe orice om, este a doua. Deci sfaturi, învățătură, îndemnuri, mustrare, tot ce trebuie. Ca să înfățișăm pe orice om, și nu oricum, ci desăvârșit în Hristos Iisus. Aceasta era învățătura apostolului și era corectă, după cum scrie și în Efeseni, la capitolul 5, vorbind despre mireasa Domnului și de acolo și pentru orice bărbat în felul în care a trebuit să se îngrijească de soția lui în plan spiritual și de casa lui, amândoi la urma urmei. 5:27, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta și sfântă și fără prihană. Ca să ne fie foarte clară ideea asta, obiectivul, vă citesc și din Efeseni 4, de la versetul 13, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Și mă adaug un verset din Apocalipsa 5, ca să știm că e vorba și de noi, de români, că altfel poate am vrea să facem vreo excepție, scrie în 5:9, despre o cântare nouă ce se cânta în cer și care, printre altele, spunea că Domnul a răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele Său oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și din orice neam. Deci în ziua aceea și pentru vecii vecilor vor fi oameni desăvârșiți în Iisus Hristos și dintre români. Ia bunul Dumnezeu să fim și noi între ei, că încapem acolo în mulțimea aceea văzută de Ioan. Numai că este o problemă, sau altfel spus, de ce putem fi desăvârșiți numai în Hristos? Apostolul Pavel spunea, citesc din Efeseni, din capitolul 2, că cel puțin noi, cei ce suntem neevrei, eram până în momentul cunoașterii și întoarcerii noastre la Domnul, citesc 2:12, fără Hristos. Și de aici toate celelalte nenorociri, să le numesc, fără drept de cetățenie, fără nădejde, fără Dumnezeu în lume. Dar continuă la versetul 13, dar acum în Hristos Iisus, voi care de erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos.
Dar de ce eram fără Dumnezeu și fără nicio speranță? Să știți că așa era orice om. Și asta datorită faptului că Dumnezeu consemnează orice păcat. Pentru că în această seară cuvântul de referință va fi orice. Să rămânem în Efeseni pentru a observa că Dumnezeul nostru cel prea sfânt notează orice stare vinovată. Scrie aici în 4:30 să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Și urmează o înșiruire de fapte rele care încep cu cuvântul orice. Adică orice dintre acestea, și vom reveni la text, îl deranjează pe Dumnezeu. Solomon spunea, citesc din Eclesiastul capitolul 12, versetul 14, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Asta înseamnă că nu există vreo excepție. Și judecata aceasta nu se lasă doar cu anumite penalități, pentru că e valabilă ceea ce predica Ioan Botezătorul, scrie și în Marcu, în Matei 3 și în Luca 3, dar eu acum citesc din Matei 3:10. Iată că securea a și fost înfiptă rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Și ca să închei ideea asta, să ne fie clar că la Dumnezeu orice faptă vinovată se lasă cu pierzare eternă. Citesc tot din Matei 12, de la versetul 36. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor. Care dintre noi este omul care n-a folosit măcar vreun cuvânt nefolositor? Îi deschidem microfonul să vorbească, dar nu cred că este. Și scrie tot aici în versetul 31, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertată. Voi reveni asupra acestui verset pentru a observa ce har avem noi prin Domnul Iisus Hristos. Dar rețineți așadar în primul rând că fără El suntem pierduți. Că Dumnezeu ne cere socoteală de orice faptă și nu numai de orice faptă, de orice cuvânt. Și în felul acesta la judecată nu scapă nimeni, căci toți suntem vinovați mai mult. Aș vrea să observăm într-o a doua idee că noi putem fi curățați prin Iisus Hristos. Și recitesc acest verset. Orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor. Dar hula împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertată. Revin, cum spuneam, dar acum am făcut referire la prima parte a versetului, că orice poate fi iertat. Dar cum? Pentru că noi știm, scrie în Evrei 9:22, că fără vărsare de sânge nu este iertare. De aceea vă citesc din Tit, din capitolul 2. Acum, eu am citit din diferite locuri din Scriptură, m-aș fi bucurat să mă fi urmărit, sau cel puțin cred că sunteți în temă cu versetele astea, că nu s-au ascunse, sunt la vedere. Tit 2:14, El, adică Domnul Iisus Hristos, a dat pe Sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere, accentuez, din orice fără de lege. Deci, orice om
că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea ca oricine crede în El să nu piară să aibă viața veșnică, deci orice om poate fi răscumpărat din orice fără de lege. Și El a vrut să-și curățească un norod care să fie a Lui. Înțelegem noi asta? Vă citesc și din 1 Ioan, capitolul 1, în aceeași idee. Și sper că în timp ce fac aceste referiri, fiecare dintre noi să ne gândim la păcatele noastre, cum zice în plângerea Iremia, nu la altceva. 1 Ioan 1:9, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele. Și ce îmi place ce scrie aici, că se cuprind și a mele și a oricui, și să ne curățească de orice nelejuire. Slăvit să fie Domnul. Altă șansă nu-i, că spunea Apostolul al Sfântului Corintenilor, că El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi păcat. Adică s-a produs o substituire, păcatele noastre au fost livrate Lui, El a semnat nota de recepție, cu aprobarea Tatălui s-a făcut facturarea aceasta și noi am fost descărcați de gestiunea asta păcătoasă. Ne-au fost schimbate hainele, cum scrie în Isaia, veniți să ne judecăm și vor fi, scrie și în Ieremia, că n-aveam cu ce să ne curățăm altfel, roșii și în toate culorile, spun eu, după cum sunt păcatele, se vor face albe. Mărit să fie Domnul pentru harul care ne-a fost dat. Dar și de acum devin interrogativ. Vă întreb, de aceea v-am spus să urmărim împreună din Biblie, dacă Domnul ne curăță, atunci cum se înțeleg între altele următoarele versete? 2 Corinteni 7:1. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățăm de orice întinăciunea cărnii și a Duhului și ce sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Cum adică? Ne curăță Domnul sau ne curățăm noi? Sau curățăm împreună? El curăță cu sângele Lui, noi cu ce să curățăm? Că spuneam, din Isaia, scrie acolo, din Ieremia, chiar dacă te-ai spalat cu știu eu ce detergenți, tot nu trece. Ce ne revine nouă în acest proces? În Scriptură ne sunt date câteva imagini a omului înnoit. Este o altoire și care vă pricepeți cât de cât la pomi. Știți că dau lăstar de desubt. Într-o altă imagine este scris că suntem îmbrăcați într-o haină nouă, dar noi umblăm într-o lume murdară. Vreau să spun și aici că tot Domnul Iisus Hristos ne vine în ajutor, că stă la dreapta măririi ca să mijlocească pentru noi atunci când apar anumite scăpări. Pentru că Domnul când ne iartă, devenim sfinți. Numai că noi obișnuiți, cum zice Pavel la Corinteni, cu idolul, obișnuiți cu faptele noastre, având în vedere natura noastră păcătoasă, avem o tendință permanentă de degradare, de a ne murdări din nou. Ei, pentru etapa aceasta ni se spune să ne curățăm. Și vreau să observați că sunt câteva expresii graduale, aș spune, zice 1 Petru 2:1. Lepădați dar orice. Și enumeră câteva fapte rele. Răutate, vicleșug, cum spuneam, obișnuința noastră, mediul, ne îndeamnă să ne comportăm ca înainte. Orice fel de prefăcătorie, de prismă și de clevetire. Și ca niște pruși născuți de curând. Deci acest proces al lepădării are loc după nașterea din nou. Altfel spus, atunci când vor să se lipească din nou de noi. Noi am fost spalați. Dar ca și virusul acesta de care se teme o lume întreagă, are aderență la om.
firea pământească și păcatul deopotrivă cu magnet. Direct te știm unde se cântă. Apoi este scris în Coloseni la capitolul 3. Vă citesc de la versetul 8. Lăsați-vă de toate acestea. Și din nou, dacă observați în context, scrie că noi deja am murit. E vorba pentru noi, frați și surori pocăiți și pocăiți. Lăsați-vă de toate acestea, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, clevetiri, de vorbă și noastră, așa mai departe. Numai că aici scrie de la versetul 5, de aceea omoriți mădurarele voastre care sunt pe pământ și enumeră câteva fapte rele, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Pentru că acest proces de îndepărtare a orice este păcătos, poate fi mai ușor sau mai greu. Mă întorc la Efeseni, unde v-am promis, capitolul 4, scrie de la versetul 31, orice amărăciune, și ce ușor este să te amărăști, că are cine să te amărască. Orice iuțime, frații noștri colerici au probleme cu asta, orice mânie, tot pe acolo, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Scrie apoi în capitolul 5, versetul 3, curvia sau orice, cuvântul nostru de referință, altfel de necurăție sau locomia de veri, ni să nu fie pomenite între voi, cum se cuvine unor sfinți. Cu siguranță că sunt și alte versete, poate v-au și venit în minte. Așadar, ca să fii un om desăvârșit în Hristos, ai nevoie de Domnul Iisus Hristos să-ți curețe trecutul. Ai nevoie de Duhul lui Hristos să-ți dea ajutor să-ți curăți prezentul, o permanență. Și de ne-am mai scăpat și ne-am mai mânjit, atunci să apelăm la scaunul îndurării. Dar să fim foarte categorici. Ascultați-mă bine. Cât este de adevărat că atunci când ne-am întors la Domnul, ne-a curățat de orice, fie faptă gravă, incriminată și de societatea noastră, fie un gând tainic, am devenit sfinți. Ne-a dat Domnul Iisus Hristos sfințenia Lui, nu oarecare sfințenia vreunui înger. Tot atât e de adevărat că după ce suntem ai Lui, trebuie să ne păstrăm curați, cum am citit în 2 Corinteni 7:1, atât la nivel de minte cât și la nivel de trup. Să fim foarte atenți ca să nu ne mai încurcăm iarăși. Scrie și la Evrei 12:2, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Și știți în ce context scrie asta? Versetul 1. Să dăm la parte orice piedică. Pentru că noi vrem să devenim desăvârșiți în Hristos. Startul ne l-a dat El, un start desăvârșit, în condiții favorabile. Dar e ceva ce ne revine nouă, în a da la o parte sau în a omori, cum am citit din Coloseni. Părerea mea că acele expresii dure se referă la situația în care, așa cum scrie în Evrei 12:4, dacă toți sunt cu Biblia deschisă aici, în care trebuie să ne luptăm până la sânge în lupta împotriva păcatului. Poate ați auzit despre Hermină, care poate fi prinsă ușor dacă în jurul pomului unde s-a urcat se face noroi, se lasă prinsă, dar nu vrea să-și murdărească haina albă, blana ei. Apoi, cu cât este mai de preț haina noastră, cum scrie în Apocalipsa 16:22, ferice de cine spală hainele ca să aibă drept să intre, dar scrie apoi în 16:15, ferice de cel ce veghează și spăzește hainele. Deci spălatul e al Domnului, păzitul e al nostru. Doamne, ajută-ne și să fie asta cu lux de amănunte, fără pată, fără zbârcitură.
Pentru că, așa cum scria apostolul Pavel, citesc din 2 Corinteni 10, ne sunt oferite condiții să nu creadă cineva că el n-avea ce face și trebuia să se mânjească. Nu e scuzabilă întinarea. 2 Corinteni 10 cu 3, măcar că trăim în firea pământească, oricare dintre noi poate păcătui pe moment. Nu trebuie până ni se încarcă bateriile să păcătuim. Se poate în orice clipă. Totuși, nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, căci armele care ne luptăm, noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții. Și atenție, cuvântul de referință orice. Orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând, auzi, ce înseamnă desăvârșit în Hristos, orice gând să-l faci rob ascultării de Hristos. Asta îmi doresc. Și cred că vă doriți și dumneavoastră. Asta presupune, cum scrie și Ioan Tesalonicenii 5:22, să ne ferim de orice se pare rău. Nu numai de ce pare foarte rău. Aș vrea acum să menționez că aici există o anexă. Deci, noi aveam nevoie de Domnul Iisus Hristos. Am fost curățați prin El. Trebuie să ne păstrăm curați prin El. Dar dacă noi am fost iertați, repet, asta este o anexă interesantă. Vă citesc din Marcu 11:25. Și când stați în picioare de vă rugați să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în cerul să vă ierte greșelile voastre. Nu poate fi un om desăvârșit în Hristos, deși ar putea orice om să fie desăvârșit în Hristos, dacă nu iartă orice greșeală pe care a făcut-o orice om. Asta este anexa și la Tatăl nostru. Ne devine Tată, ne păstrează pentru împărăție, cu această condiție în anexă. Este eliminatorie. Să ierți orice greșeală la orice om. Aș vrea acum într-o treia parte a acestui cuvânt, deci după ce am văzut ce revine Domnului, ce ne revine nouă în a deveni orice om desăvârșit în Hristos, ce avem de făcut mai departe, pentru că viața nu e compusă numai dintr-o fugă de păcat. Nu. Viața devine interesantă în Hristos. Și repet, pentru orice om. Textul din Tit 2 ne spune în versetul 14, El s-a dat pe Sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al Lui. Și acum, atenție! Plin de râvnă pentru fapte bune. Fapte bune în Hristos. Orice om desăvârșit în Hristos face fapte bune în Hristos. Iată și aici câteva referințe ca să putem să ne argumentăm ideea. Citesc din Coloseni, capitolul 3. De la versetul 3. Căci voi ați murit, viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Uniunea noastră cu El. Și acum versetul 17. Și orice faceți, iarăși cu orice, vorbim de fapte în Hristos, orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, după cum și înainte se nota fie cuvântul, fie fapta și devenea orice fără de lege, acum avem ocazia în Domnul Iisus Hristos să facem fapte bune. Și ca să fie cu adevărat bune, să nu fim, cum scrie Solomon Eclesiastul 7, că niciun om neprienit,
ca să facă binele fără să păcătuiască. Dar în Hristos se poate face un bine desăvârșit. Să faceți totul, asta înseamnă desăvârșit în Hristos, totul, în numele Domnului Iisus. Duci pe cineva cu mașina, du-l în numele Domnului Iisus. Și dacă lucrezi, să spunești, taximetrist și trebuie să iei bani, ok, dar să o faci ca și cum l-ai duce pe Domnul Iisus, cum spunea Ioan, să nu cer ceva în plus, să-i oferi condiții bune pe drum, ca și cum ai face-o pentru Domnul Iisus. Versetul 23. Orice faceți, iarăși orice, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul. Ei, dacă ar face surorile de fiecare dată mâncare, numai ca pentru musafiri ar primi bărbatul mult mai bine, dar dacă ar face ca pentru Domnul Iisus. Apoi, să întoarcem și pe pagina cealaltă, dacă bărbatul și-ar trata nevasta, nu ca pe doamna, ci ca pe Domnul, ce bărbați buni ar fabrica biserica Domnului. Dar ne luptăm, cum scria Pavel în al doilea verset citit la început, cu toată puterea tăriei lui, ca să devenim astfel de oameni și să-i ajutăm și pe alții, scop în care se înscrie și predica din această seară. Noi, de fapt, tot ce facem, facem ca pentru Domnul și ne vom lua răsplata de la Domnul, cum scrie și în continuare, care unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului. Noi nu cu oamenii avem de-a face, după cum nici în plan negativ, noi nu cu oamenii ne luptăm. În spatele lor sunt demoni, în spatele unei fapte bune este Domnul, este puterea Duhului Sfânt, că roada Duhului ne-a schimbat pasiunile, ne-a schimbat natura, Duhul, adică, și se produce fapta prin roada Duhului Sfânt. Iată și alte versete. Hai să întoarcem o foaie în urmă în Scripturi, Filipeni 4:8. Încolo, de azi încolo, cât e 22:10, de azi încolo, frații mei și surorile mele, adaug eu. Tot, observați, tot, nu așa. M-am întrebat eu pe un copil odată, tu când ești mai cu minte, până la amiază sau după amiază? Dar copilul era inteligent și a zis, da, de ce întrebați așa? Zic, dacă ești mai cu minte până la amiază, să mănânci mai târziu de amiază ca să fii mai mult timp cu minte. Dacă ești mai cu minte după amiază, să mănânci mai repede de amiază ca să fii mai mult timp cu minte. Dar la noi amiază e când ne-am întâlnit cu Domnul și după asta se schimbă tot. Și Dumnezeu ne dă tot împreună cu Domnul Iisus Hristos. Tot ce este adevărat, tot ce vrem de cinste, tot ce e drept, tot ce e curat, tot ce vrem de iubit, tot ce este vrem de primit, orice faptă bună, ăsta e punctul nostru, orice faptă bună și orice laudă aceea să vă însuflețească, adică la asta să-i dăm curs prin Domnul Iisus Hristos. Doamne, ajută! Întorc pagina și la 2 Tesaloniceni 1:11. Aici este un gând al rugăciunilor apostolului Pavel, foarte important. Adesea noi ne rugăm numai pentru cei slabi și pentru bolnavi, dar trebuie să ne rugăm pentru cei credincioși, pentru cei sănătoși, ca să crească spiritual, să fie păstrați. Ascultați ce frumos sună gândul apostolului. De aceea ne și rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vreți de chemarea Lui și să împlinească în voi cu putere orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință. Deci dacă unii n-au suficientă putere să facă tot în numele Domnului Iisus, noi trebuie să mijlocim pentru ei ca să aibă această tărie duhovnicească. Asta va face, cum zice și în Petru, ca cei din lume să vadă faptele noastre bune în Hristos. În proiectul acesta de a deveni orice om desăvârșit în Hristos. Și mă adaug aici doar un verset, 1 Timotei 5 cu
9 și 10 ni se vorbește despre o viață care la bătrânețe ar trebui să aibă un contur, să aibă un istoric minunat. O văduvă, ca să scrie în lipsa vădurilor, trebuie să n-ai mai puțin de 60 de ani, să nu fie avut decât un singur bărbat, să fie cunoscută pentru faptele ei bune. Asta înseamnă frecvență, înseamnă fapte de calitate. Și enumeră câteva domenii în care se pot acumula fapte bune, crescut copii, primitoare de oaspeți, spălat picioarele sfinților, să fie ajutat pe cei nenorociți, atenție, să fi dat ajutor la orice faptă bună. Știți că cei din lume ar face mai multe păcate dacă i-ar duce capul și puterea? Dar sunt limitați de Dumnezeu. Dar în sens pozitiv n-ar fi bine să tindem și noi așa cum este în matematică, spre plus infinit și să facem, cum scrie și la Galaten 6, ori de câte ori avem prilejul, orice faptă bună. Scrie spre Filipeni în capitolul 4, că se gândeau să facă ceva faptă bună, dar n-aveau cu ce. Pentru că întotdeauna pune în noi, scrie asta tot în Filipeni 2, Domnul întâi voința și apoi înfăptuirea, după cum și diavolul întâi pune ca la Iuda gândul și apoi fapta. Deci să ne dea bunul Dumnezeu o minte pasionată pentru bine, plin de râfnă pentru fapte bune, cum scrie în Tit, și astea toate pentru Hristos. În numele lui Hristos. Adică, altfel spus, ca și o dovadă a faptului că am fost curățați de orice fără de lege, să ne lăsăm inundați de orice faptă bună. Înainte eram plin de, cum zice în Romani 1, acum, cum zice în Coloseni 3, să ne îmbrăcăm cu o inimă plină de, și enumeră acolo, minunate lucrări. Și în ultimul rând, dragii mei, cum poate să fie un om desăvârșit în Hristos? Recapitulez. Întâi să fie curățat de orice fără de lege. În al doilea rând, el să se curățească la orice atingere, la orice ispitire nereușită de a Domnul să fie ispitiri în care se ieșim biruitori, în așa fel încât, așa cum zice o poezie, pentru orice pată du-te la izvorul salvator, căci cu cât o speli mai iute, cu atât iese mai ușor. Apoi am arătat că un om desăvârșit în Hristos trebuie să fie pasionat de fapte bune, în a ajuta pe oricine, și asta nu doar așa, e mântuială, cum zice vorba românească, să fie făcut să mă scap, că dacă tot o cerut, dacă tot eram dator, dacă tot m-a observat. Nu! La o calitate deosebită, ca pentru Domnul. Și în ultimul rând, acum, un om desăvârșit în Hristos este un om prin care poate să lucreze Domnul Iisus Hristos. În mod executiv, Duhul Sfânt. Vă citesc din 2 Timotei, capitolul 2, scrie de la versetul 20. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur, de argint și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru întrebuițare de cinste, altele pentru întrebuițare de ocară. Dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, atenție acum, destoinic pentru orice lucrare bună. Fac distinție între fapte bune și lucrări bune, încadrând la lucrări bune activitățile din biserică, o slujbă de evangelizare, un dar. Scrie tot aici, la capitolul 3, versetul 16, toată Scriptura este suflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să muște, să îndrepte, să dea înțelepciune și îndeplinire pentru ca omului Dumnezeu, acel om desăvârșit în Hristos, care poate fi orice om, să fie desăvârșit, și eu cred că la desăvârșit înseamnă nu doar curățat și plin de fapte bune,
că degeaba nu faci răul, dar nu ești gata să faci binele. Nu-i voie să fie casa goală, că vine diavolul. Omul plin de rele s-a golit, s-a curățat și trebuie umplut de bune. Dar pe lângă asta, aici scrie și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Și în cazul lui Timotei a fost bun pentru lucrarea de evanghelist. Cum îi spune aici, în 4:5, fă lucrul, asta e lucrarea, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Fapte bune trebuie să facem toți în orice ocazie. Lucrări, astea după cum ne sunt date de Tatăl, slujbe date de Domnul Iisus, daruri împărțite de Duhul Sfânt. Scrie pentru Timotei, în 1 Timotei, capitolul 4, versetul 4, zice, nu fi nepăsător de darul care este în tine. Și spune cum să se pregătească, în așa fel încât să fie gata să lucreze pentru mântuirea sa și a altora. În încheiere, dragii mei, să mai recapitulez o dată. Hai că o fac, că doar ne iau un minut. Apostolul spunea că se luptă cu toată puterea ca să înfățișeze pe orice om desăvârșit. Dar cum să devenim noi din oameni păcătoși, vinovați, desăvârșiți? Prin Domnul Iisus Hristos, care ne curățește de orice fără de lege? Prin sesiunea sa ca mare preot în cer, prin care ne asistă și în conlucrare și prin Duhul Sfânt noi putem să ne curățăm și să ne păstrăm curați? Apoi, angajându-ne în a face bine, în a trăi o viață de calitate. Și în ultimul rând spuneam, orice om desăvârșit înseamnă să fii desăvârșit în lucrarea la care ești chemat, cum zice înțelept un proverb, dacă vezi pe un om priceput în lucrul lui, omul acela poate să șadă lângă împărat. Dacă ești chemat să fii ușier, nu trebuie să fii desăvârșit în predică. Trebuie să fii desăvârșit acolo la ușă. Să fii desăvârșit la cântare, la rugăciune, pentru orice lucrare bună. Și desăvârșit nu înseamnă să fii tu cel mai mare predicator, ci să faci o lucrare de calitate, să spui tot ce spune Domnul pe inimă, să faci totul ca pentru Domnul, pe lângă faptele bune, să-ți îndeplinești acea menire. Și în ideea aceasta vă citesc din Evrei, capitolul 13, versetul 20 și 21. Dumnezeul păcii este ca o urare, și vă adresez o altă apoi, care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut. Dar iată ce înseamnă desăvârșit în Hristos. Scrie aici, prin Iisus Hristos. Și dacă e prin El, se cuvine încheierea versetului. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Și pentru că desăvârșirea este prin Hristos, mai deschid doar la Epistola lui Iuda, știți ce cadou ne așteaptă? Pe cei ce prin har vom ajunge desăvârșiți în Hristos. În Iuda 1:1, citesc doar începutul și finalul epistolei, scrie că suntem chemați și, interesant, iubiți de Dumnezeu și păstrați pentru Iisus Hristos. Că dacă spunea Pavel de Salonicenilor că ei sunt cununa lui, apoi noi toți suntem cununa Domnului. Și iată și urarea de încheiere, versetul 24 și 25, cu lauda cuvenită Domnului, iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere. Mare lucru la sfârșit să fii păzit de orice cădere, că a spus Domnul că mulți vor cădea.
și să vă facă să vă înfățișați fără prihană, atenție, și plin de bucurie înaintea slavei sale, să te prezinți fără nicio vină, într-o stare de fapte bune și cu lucrarea îndeplinită, atunci se putea prezenta cu bucurie. Altfel, degeaba sunt fapte bune și ai îngropat talentul. Nu merge. Degeaba e lucrare și ai făcut fără de lege și nu te-ai dus la Domnul să te curățească. Aceluia care poate să ne păzească, pentru că totul e har, dar nu fără contribuția noastră totală, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin.